Bun găsit! Vă spunem din nou, dragi telespectatori, la o nouă emisiune Vox Fidei, Vocea Credinței și de data aceasta ne vom uita la un alt personaj și de fapt la un concept în care putem vedea ce înseamnă să ai credință și o credință vie, o credință care lucrează. Pentru astăzi și pentru următoarele emisiuni, personajul pe care îl vom aborda este Dietrich Bonhoeffer. Acesta este un pastor și teolog luteran, este de origine germană, a fost membru fondator al Bisericii Mărturisitoare. El este cunoscut pentru rezistența în fața nazismului. A fost areta, arestat în anul 1943 timp de un an și jumătate, a fost transferat mai apoi într-unul din lagările de concentrare naziste, și mai apoi a fost executat pentru participare în complotul de asasinare a lui Adolf Hitler. Cu toate acestea, probabil Bonhoeffer este cunoscut foarte bine pentru una dintre cărțile lui, o carte care este tradusă și în limba română, și se numește Costul uceniciei. Este o carte esențială, o carte importantă pe care vă invităm pe toți dacă aveți posibilitatea să o citiți. În emisiunea de astăzi și în emisiunile următoare vom vorbi despre acest concept important, conceptul uceniciei. Bonhoeffer prezintă conceptul acesta de ucenicie și vom, vom vedea ce spune el despre ucenicie, dar ne vom uita și la alți autori, cum ar fi Augustin, vom vedea de asemenea și la Martin Luther, la John Calvin, câteva elemente despre ucenicie pe care aceștia le subliniază. Pentru astăzi o să facem doar o scurtă trecere în revistă a conceptului de ucenicie care este atât de important. Începem cu o scurtă definire. Bonhoeffer vede, Bonhoeffer vede ucenicia ca fiind mai mult decât o simplă cunoaștere a lui Isus Hristos, mai mult decât a avea o idee sau chiar cunoștințe dezvoltate despre Isus, despre har, despre iertare, el spune că le poți avea pe toate acestea, adică poți să ai cunoștințe teologice, poți să dai o definiție a harului, a iertării, dar cu toate acestea să nu fii un ucenic al lui Isus Hristos. Un ucenic sau a fi ucenic înseamnă să-l urmezi pe Isus Hristos, indiferent de prețul pe care îl ai de plătit. Și de aceea, pentru emisiunea de astăzi și pentru emisiunile următoare, aș vrea să vă propunem această temă a uceniciei. Am vrea să ne întrebăm împreună dacă suntem cu adevărat ucenicii lui Isus Hristos sau nu. Pentru început, aș vrea să facem o scurtă prezentare a conceptului de ucenicie. Ce este ucenicia? Și citind uh, textele biblice, dar nu numai, uitându-ne și în afară, observăm că în perioada Domnului Isus Hristos erau învățători care aveau ucenici și erau anumite școli care aveau ucenici. Ucenicii aceștia își urmau de obicei învățători, învățau de la ei, preluau de la ei. Dacă ne mutăm în lumea grecilor, Putem vedea gânditori, filozofi ca și Heraclit sau ca și Parmenide și aveau concepții sau viziuni diferite despre viața acești uh, învățători. În jurul lor se adunau uh, ucenicii, discipolii, cei care doreau să învețe de la ei și apoi oamenii aceștia preluau ideile lor și le duceau mai departe. Exact același lucru se întâmplă și în... Uh, în Israel, unde apar, după robia babiloniană, apar rabinii. Și în funcție de cât de influent era un rabin, în jurul lui se adunau ucenici. Erau școli de gândire care se formau în jurul acestor rabini doi dintre cei mai influenți rabini din vremea domnului Isus Hristos de fapt înainte de domnul Isus Hristos erau Hilel și Shammai care reprezentau de fapt două școli de gândire. În jurul lor erau ucenici care preluau ideile lor și le dădeau mai departe. Cu alte cuvinte, acești ucenici erau influențați, erau formați în gândirea lor, dar și în comportamentul lor de ceea ce spuneau învățătorilor. Când ne uităm în Noul Testament observăm că acest concept al uceniciei apare cu o mare frecvență și Domnul Iisus Hristos vine și își cheamă ucenicii și uh, vedem la începuturile evangeliilor felul în care Iisus Hristos îi cheamă pe cei 12, ia cu el și petrece un timp special cu, cu uh, ucenicii. Mai mult decât atât, vedem cum la final, de exemplu, în Evanghelia după Matei, la finalul Evangheliei, Domnul Isus Hristos le lasă o poruncă esențială celor 12. Domnul Isus îi cheamă pe ucenicii săi și îi trimite mai departe să facă alți ucenici. De aceea aș vrea să rămânem cu un concept foarte important din emisiunile acestea. Pe de o parte, noi suntem ucenicii Domnului Isus Hristos. Noi trebuie să devenim, să fim ucenicii Domnului Isus Hristos, iar pe de altă parte, orice ucenic bun este un ucenic care face ucenici. Noi trebuie să fim ucenici, adică preluăm, învățăm de la Domnul Isus Hristos, iar odată ce am preluat de la Domnul Isus Hristos mesajul său, cuvintele sale, învățătura sa, trebuie să dăm mai departe aceste concepte ale uceniciei, aceste învățături pe care le-am luat de la Domnul Isus Hristos. Aș vrea să mergem puțin mai departe și să ne uităm la conceptul uceniciei și în Vechiul Testament. Pentru Noul Testament o să facem o altă emisiune despre ucenicie, așa cum este ea în Noul Testament. În Vechiul Testament, conceptul de ucenicie nu este atât de prezent ca și în Noul Testament. Cu toate acestea, cei care au studiat Vechiul Testament au identificat și acolo conceptul de ucenicie într-o formă diferită. În Vechiul Testament putem vorbi despre uh, învățători ca și Moise, care au ucenici pe Iosua, Samuel care are o școală de proroci. Însă imaginea mare a uceniciei în Vechiul Testament ne este oferită de Dumnezeu, care este Învățătorul, și poporul Israel, care este oarecum învățăcelul. Israelul trebuie să învețe de la Dumnezeu și Israelul trebuie să meargă pe urmele lui Dumnezeu. Practic tot poporul în ansamblul său este văzut ca și un ucenic, ca și într-o școală a uceniciei, iar apoi în cartea Isaia, în capitolul 54, ni se spune că Israelul va fi numit, toți copiii tăi vor fi numiți ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea lor. Israelul este chemat în întregime să devină ucenicii lui Dumnezeu, poporul Israel să fie ucenicii lui Dumnezeu și apoi să dea mai departe conceptele, lumina, înțelepciunea pe care o primește de la Dumnezeu poporul Israel. Dar așa cum spuneam, nu este atât de dezvoltat conceptul de ucenicie în Vechiul Testament ca și în Noul Testament. Acum aș vrea să facem o scurtă incursiune în istorie și să vedem felul în care uh, creștinii s-au raportat sau au, au uh, folosit acest concept al uceniciei. În primul rând, în vremea Domnului Isus Hristos, ne uităm în Evanghelii unde apare conceptul de ucenicie la Domnul Isus și ucenicii săi. Imediat după aceea, în primul secol, îl întâlnim pe Apostolul Pavel, care are ucenici. Dar observați, ucenicia aici joacă un rol foarte important și prin, prin emisiunile și prin mesajele pe care le transmitem în aceste emisiuni am dori să răscumpărăm acest concept al uceniciei. Ne dorim ca dumneavoastră și eu și dumneavoastră să fim niște ucenici autentici, niște ucenici buni, exact așa cum și-i dorește Dumnezeu. Privind de exemplu la apostolul Pavel ca și învățător care are ucenici, îl are pe Timotei, îl are pe Tit, îl are pe Epafrodit. În momentul în care Pavel transmite ucenicia și își are ucenicii, el le spune călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Isus Hristos. În primul secol și în Biserica Primară, ucenicia avea această dimensiune relațională, adică în momentul în care făceai un ucenic, aveai un ucenic, ajungeai să petreci timp cu el, ajungeai să discuți cu el, ajungeai să ai o relație cu el și în cadrul acestei relații să-i transmiți adevărurile Evangheliei. Să-i transmiți conceptele și învățăturile Domnului Isus Hristos. Nu era doar o transmitere de informații, era o transmitere de viață. Deveneai un model pentru ucenicul tău. Pentru astăzi, în zilele noastre, observăm cum biserica a deturnat oarecum, s-a îndepărtat de acest concept al uceniciei în forma în care el a fost prezent în primul secol. De foarte multe ori, ideea de ucenicie astăzi este redusă la simpla evangelizare pe care noi o facem. Uh, Bonhofer, în cartea lui, o să vedem în, în emisiunea pe care o să o să facem doar, doar pentru Bonhofer, doar despre ceea ce vede și crede el despre ucenicie. Vorbește și face o distinție între acest har ieftin și har costisitor. Astăzi, de foarte multe ori, noi am redus ucenicia la un pachet de informații. Sau poate la o simplă invitație pe care i-am făcut-o făcut cuiva, l-am chemat să vină într-o biserică, să fie expus la o predică, la un program, și am considerat că dacă cineva s-a convertit, practic, acela este ucenicul nostru. În realitate, în momentul în care ne uităm în Scriptură, în Biblie, ne uităm în primul secol la Domnul Isus Hristos, constatăm că este uh, ucenicia trebuie înțeleasă în, în, în cu totul alt mod. Deci avem perioada primului secol în care ucenicia era văzută relațional. Uh, urmează după aceea o perioadă a bisericii uh, primare în care imediat în jurul anului 300 practic s-a trecut de la ucenicia ca și relație văzută prin prin prisma relațiilor pe care uh, învățătorul trebuia să le aibă cu ucenicii săi uh, s-a trecut la un nivel experiențial și aș vrea să înțelegem că aici experiența nu are conotațiile pe care le dăm noi în secolul 21 la a avea o experiență cu Dumnezeu ci pe măsură ce biserica a devenit uh, mai mult ca și o instituție, uh, primul model a fost înlocuit și experiența se focaliza pe al prezenta pe Isus Hristos într-un mod în care să fie perceput prin senzorii noștri, adică uh, prin cele cinci simțuri au apărut icoanele, a apărut arhitectura în biserici, a apărut mirosul, tămâia, mirul și toate elementele acestea au ajuns să înlocuiască conceptul de ucenicie în forma în care a fost promovat de către Domnul Isus Hristos, de către primii ucenici, de către Apostolul Pavel și practic a devenit ucenic însemna să te duci într-un într-o clădire, într-o biserică, să privești, să simți, să miroși, să te închini, să venerezi, dar nu, nu mai era loc sau nu mai era spațiu pentru acel element al relaționării cu alți oameni de la care să preiei adevărurile lui Dumnezeu și să le dai mai departe. Apoi poate fi identificată o altă etapă, odată cu Iluminismul, cu perioada reformei, asistăm la un accent pus pe intelect în ucenicie. Cu alte cuvinte, ucenicul trebuia să asimileze niște informații. Ucenicia, practic, țintea nivelul intelectual, nivelul minții. Și lucrul acesta poate fi identificat și în contextul reformei, focalizarea aici este pe focalizarea, s-a trecut de pe o focalizare pe experiență aceasta a fost diminuată și a fost înlocuită de diferitele forme de gândire și filozofii care s-au născut din gândirea logică și din rațiune cu alte cuvinte la nivelul intelectual un, un individ care nu-l cunoștea pe Isus Hristos devenea ucenic în momentul în care, la nivel intelectual, ajungea să înțeleagă ce s-a întâmplat la cruce, ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Biblia a fost tipărită, a ajuns să fie uh, multiplicată, oamenii au ajuns să facă exegeză pe text. Uh, nu, nu vreau să spun că acest element sau această dimensiune a uceniciei nu este bună sau nu a fost bună, dar aș vrea să înțelegem că. A avut loc o focalizare excesivă pe această dimensiune a uceniciei, lăsându-se la o parte celelalte două, fiind lăsate la o parte celelalte două dimensiuni ale uceniciei. Pentru perioada actuală se poate vorbi despre o, o, un tipar al uceniciei în care individul, în mod personal, eventual se duce într-o biserică și ajunge. La nivel de individ să descopere, să-l cunoască pe Dumnezeu, vorbim despre o mântuire care este personală în zilele noastre și un individ trebuie să ajungă să-l cunoască pe Dumnezeu. Din nou, avem acest element care are aspecte preluate din ucenicia promovată de Domnul Isus Hristos și de Biserica primară, dar este un model redus, nu conține toate elementele pe care ar trebui să le conțină ucenicia, să le aibă ucenicia. Astăzi s-a născut um, um, ucenicii de astăzi merg pe principiul că devenim ucenicei lui Isus Hristos, doar atunci când ne apropiem de cei săraci, doar atunci când ne ducem să îi vizităm pe cei bolnavi, poate are dimensiunea aceasta socială a uceniciei, conceptul de, din zilele noastre. Și așa cum spuneam pe parcursul emisiunii, de multe ori, pentru mulți dintre noi, a face ucenic, sau să folosim o expresie destul de uzuală, a aduce pe cineva la Hristos, a se converti cineva, este redus doar la faptul că te-ai dus, i-ai prezentat Evanghelia, i-ai spus câteva lucruri despre Dumnezeu, eventual l-ai adus în biserică și apoi a fost lăsat acolo, abandonat oarecum în biserică, fiind lăsat să crească, hrănindu-se din programele pe care le are în biserică, spunându-i se că trebuie să citească Biblia, că trebuie să se roage, să urmărească disciplinele spirituale aș vrea să înțelegem că a face ucenici este mult, mult, mult mai mult decât atât. Și aș vrea în această zi, la vocea credinței, să trezim conștiințele dumneavoastră. Și aș vrea să vă punem două întrebări. Prima dintre ele este dacă dumneavoastră sunteți ucenicii lui Isus Hristos. Sunteți un ucenic al lui Isus Hristos. Adică ați preluat învățăturile lui și trăiți învățăturile lui? Iar pe de altă parte, a doua întrebare este: faceți dumneavoastră ucenici? Aș vrea să cultivăm în aceste câteva emisiuni pe care le avem un concept foarte important. Noi trebuie să fim ucenici care fac ucenici. Ești tu un ucenic care face ucenici? Aș vrea să revin în încheiere la Dietrich Bonhoeffer. El spune: În concluzie, ar trebui să ne separăm, să ne detașăm de harul ieftin, pentru că harul ieftin este în opoziție cu harul costisitor. Ce reprezintă harul ieftin? Se întreabă Bonhoeffer. Este acest tip de har care pornește de la presupoziția că datoria a fost plătită în avans de către Isus Hristos și de aceea totul se poate obține ușor. Prin urmare, este suficient să accepți dragostea lui Dumnezeu, să primești iertarea păcatelor, numai că ucenicia autentică, așa cum ne a fost prezentată de Isus Hristos. Este mult mai adâncă decât atât. Ea are și o dimensiune a experienței pe care a sugerat-o Biserica Medievală. Ea are și o dimensiune intelectuală pe care a sugerat-o Biserica Modernă. Ea are și o dimensiune personală care este prezentată în, în zilele noastre. Însă, adevărata ucenicie, într-un fel, le însumează pe toate acestea. A fi ucenicul lui Isus Hristos înseamnă a ajunge să-l cunoști pe Isus Hristos, să ai o relație cu Isus Hristos, să a, a, îți fie Isus Hristos un model și apoi să dai mai departe acest model. Vă dorim pentru astăzi să fiți niște ucenici buni, niște ucenici care fac ucenici. Dumnezeu să vă ajute la aceasta.